Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunteți probabil prin mașini, da, în cea mai mare viteză spre serviciu. Deci nu e recomandat. Poate cea mai mare viteză. Pe toată lumea se grăbește. Bine, cu asta cred că ne întoarcem la un subiect care tot revine în deșteptarea. E vorba de modul atât de agresiv în care se șofează în țara noastră. Dimineața asta, eu vin, cum știți, vin de la vreo 20 de km de București pe DN1. La ora asta se merge tare drept. Ca pe autostradă. Nu există, da, pe DN1 prin Otopeni. Nu există dimineața în care să nu apară cel puțin unul, dacă nu 2, 3, 4, poate chiar mai mulți șoferi care conduc super agresiv pe întuneric, când dimineața este era și ceață. Azi era un băiat cu o mașină de clasă mică, cred că erau doi, am senzația că erau doi în față, o mașină de clasă mică, care făceau, schimbau benzile, se duceau în spate, intrau, puneau frâne. Au făcut asta jumătate din drum, i-am văzut, după care s-au liniștit. Și au mers cu minte și au ajuns în același timp cu mine la semafor, care n-am schimbat banda și am mers constant tot drumul. De ce să faci asta? E clar că n-ai unde să te duci. Drumul este foarte aglomerat dimineața. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Dar te jumătate întâlnești cu ei la semafor. Da. 10 km din ăștia 20, ei au riscat în fiecare moment să provoace un accident. Nasol. Pe DN1. De ce? Nu reușesc să înțeleg. Am citit ieri mărturia lui Cosmin Bombuț. Cosmin Bombuț este un fotograf pe care îl știu de 30 de ani, un fotograf foarte bun. El și soția lui, Elena Stancu, umblă prin lume, mai mult prin Europa, cu autorulătă. Au plecat acum vreo 10 ani sau chiar mai mult, cred. Și au acest proiect, Teleleu, îi spune, de la Teleleu Tănase. Și umblă prin lume, fac documentează diverse subiecte jurnalistice, fac proiectele, vând, obțin granturi. Foarte fain ce fac. E fain, dar mă rog. Și se întorc din când în când în țară. Și iată ce scrie Cosmin Bombuț. Întrebarea este, înainte să vă dau citire, o să citesc tot mesajul lui Cosmin, care e șocat de felul în care se conduce în România, după ce stă un timp afară. Deci, întrebarea mea este așa. De ce credeți că se conduce atât de agresiv, de periculos, de neatent în țara noastră? 0372-069-599. Așa să vorbim un pic despre asta. Mă interesează părerile voastre. De ce credeți că se întâmplă asta? Și când ieși afară, nu mai așa. Iată ce scrie Cosmin Bombuț. Am ajuns azi la Alba Iulia. După 20 de luni de condus prin Europa și vreo 30.000 de kilometri, pot spune cu certitudine că ultimii kilometri, Baia Mare, Alba Iulia, făcuți prin România, au fost cei mai periculoși și stresanți. În nicio țară nu m-am simțit atât de agresat în trafic ca la noi. În afară de mine și de o doamnă în vârstă cu lămâia de începător în geam, niciun șofer n-a respectat cei 50 de km pe oră în localitate. Repet, niciunul, zice Cosmin Bombuț. Într-o localitate pe lângă Jibou m-au depășit pe linie continuă 6 mașini. Două chiar pe trecerea de pietoni. Înainte cu 10 minute de intrarea pe autostradă la Gilău m-a depășit pe linie continuă în afara localității o mașină bleu închis. A trecut la 2 metri de mine și vreo 2 metri de mașina de pe contrasens. Eu aveam 80 de km pe oră. Am apucat să ciupesc frâna când am văzut cu coada ochiului bolidul în oglindă. Așa avea o așa viteză că n-am apucat să-i deosebesc marca și așa mai departe. 10 minute mai târziu, la intrarea pe autostradă, blocaj uriaș, întreb ce e, tocmai se produsese un accident. Oamenii vorbeau de doi morți și alți oameni încă încarcerați în mașini. Cosmin Bumbuț mai scrie, dar întrebarea mea este, evident toată lumea observă cum se șofează. De ce credeți că se conduce atât de agresiv în țara noastră? 0372-069-599. Să mai vorbim. E nenorocire la pasajul Domnești. Asta nu e la de laudat o zi înainte de termen, de terminarea termenului? Dar mă mir, adică oare de ce? Se circulă mult mai rău, zice cineva. N-am așteptat niciodată atât de mult pentru a ieși din oraș. Cred că a luat-o toată lumea pe acolo să vadă pasajul. Da, e cam ciudat. Mulțumim pentru mesajul, să încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă acolo. Victor ne-a trimis mesajul. Hai să revenim la subiectul nostru. De ce se circulă atât de repede? De ce ne grăbim? Agresiv și nesigur în țara asta. Adică ce face pe oameni să se comporte în acest fel pe șosele și când ies din România merg foarte regulamentar și calm cei mai mulți? Cred că dacă minimizăm la bază, motivul principal pentru care se șofează atât de agresiv la noi în țară este faptul că nu se aplică amenzi. Nu avem camere de luat vederi care să aplice, mă rog, pe baza cărora se aplice contravențiile. Nu avem radare fixe pe nicăieri prin țară. Astfel că, bineînțeles, flexibilitatea asta din punct de vedere a amenzilor ne permite nouă șoferilor să ne facem foarte des de cap.
Da, foarte bună observație. Într-adevăr, afară dacă te duci, sunt mult mai multe metode prin care este monitorizat permanent traficul și amenziile chiar se aplică. În primul rând sunt camere care măsoară viteza între ele. Da, bun. Dar pe de altă parte aici n-ar trebui să intervină și instinctul de conservare? Adică nu înțelegi că atunci când mergi cu 120-140 de km pe oră printre alte obiecte de câte o tonă, două, care se mișcă și ele cu 70-80, îți riști viața? Adică te obișnuiești și ai senzația de conservare, că... nu spune instinct, bă, nu e regulă ce fac. Experiența spune că nu o să ți se întâmple ție, știi? Poate altuia, dar ție nu. Nu, că tocmai experiența zice că la un moment dat sigur ți se întâmplă și eu mor și pe alții. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Salut! Bună dimineața, băieți! Da, da, una dintre chestii, într-adevăr, lipsa asta de monitorizare a traficului, foarte, foarte insistent, să zic așa, cumva, să fie foarte prezent tot ce înseamnă sisteme de monitorizare trafic. Da. Știi ce mai ne lipsește, băieți? Mă stăteam și mă gândeam la o chestie. Șofez de atâta timp. Sunt cu, conduc un camion și mi-e foarte greu. Chiar zilele trecute mergeam prin zona, prin București, pe acolo avem descărcare. Trebuie să fii foarte, foarte atent pentru că nu țin cont de gabarit. Nu țin cont că ești cu o mașină mare. Dar mă gândeam la un singur lucru. Eram în Germania. Știți foarte bine că orice agresiune din această mersul agresiv în trafic, la un moment dat te trezești că va suna cineva și te va opri undeva în trafic poliția. Și la noi nu se întâmplă asta niciodată. Asta vreau să spun. La noi nu se întâmplă și chiar dacă ai sunat, eu sunt convins că mai sunt oameni care se simte jenați. Sau poate că nu sunăm, că poate zice, băi, uite ce părâcioși suntem. Dar nu. Chestiunea este că și dacă ar suna, nu știu cine ar veni să oprească acea mașină sau acel individ care conduce agresiv în trafic. Mulțumesc mult pentru intervenție. Dar oare poliția rutieră ce plătește? Oare poliția... Noi nu plătim salarii acestor oameni? Ba, nu da, le dăm da. Uniforme, nu le cumpărăm BMW-uri, mașini, Dacii? Eu îi văd ce păzesc? Din când în când îi văd pe aici, pe acolo, cu radarul. Da. Știi, ciupesc un pic, dacă ar sta permanent în anumite locuri, eu sunt convins că dacă tu știi că e acolo, circulă regulamentar. Adică când ați văzut ultima dată o mașină de poliție intervenind în trafic, adică fiind în trafic, observând pe cineva care conduce agresiv, trăgându-l pe dreapta. Practic niciodată. Eu n-am văzut, bun, poate că n-am fost eu la fața locului, dar o fi văzut cineva. Salut, băieți! Haideți să vă spun eu părerea mea și... Nu este o părere a unui șofer începător. Chiar am de vreo 16 ani permisul și lucrez ca șofer profesionist de câțiva ani buni. Așa. Și am circulat și în România și în străinătate și peste tot. Și cred că pot să-mi dau cu părerea. În România nu aveam autostrăzi și poate să mă contrazică cine o vrea, cum o vrea el, dar asta e realitatea. Nu ai autostrăzi și atunci dacă tu, uite, spre exemplu, cum trebuie să plec eu acum de la Brașov la Pașcani, dacă fac 6 ore până la Pașcani, da? 300 de kilometri, 300 și un pic de kilometri. Păi nebunești, normal că mai calci un pic pedala în localitate, normal că dacă merge unul cu 30 la oră, 40, mai faci o depășire. Adică, să nu fim absurd, sunt și oameni care încurcă circulația. Am înțeles, știu teoria asta că nu avem autostrăzi, nu sunt de acord cu ea, pentru că și pe autostrăzi se merge la fel de bezmetic. Da. Adică și doi, sigur că sunt țări, Spania, Germania, Franța, Italia, o mulțime de țări în care infrastructura de autostrăzi este foarte bine dezvoltată. Da. Dar asta nu înseamnă că nu au și drumuri naționale, că au și drumuri județene. Se merge foarte civilizat pe alea. Așa e. Ne scrie cineva acum, nu știu cât de veridic e, că în Ungaria, de când au băgat mașini neinscripționate, ar fi scăzut cu 75% șmichereile și accidentele. Uh-huh. Și care-i treaba? Toate soluțiile astea de civilizare a traficului sunt cunoscute. Au fost aplicate de ani și ani de zile în alte țări. România parcă e un blestem, adică Ministerul de Interne parcă nu are capacitate intelectuală, parcă oamenii din Ministerul de Interne nu au capacitate intelectuală să înțeleagă ce trebuie făcut ca să nu se mai moară pe șosele așa. Marin e din Germania, ia să vedem cum e acolo. Bună dimineața! Bună dimineața, România, mai puțin celor din Ministerul de Interne, Brigada Rutieră, Colegiul Psihologilor din România și școlilor de șoferi, de dat permise. Da. De ce spun asta? Numărul mic al celor care dau permise, care învață să se dea la permis și celor care dau atestatele de psihologie ale șoferilor, nu merită să strice imaginea celor mulți care fac mai mult bine. Să ne uităm la cazul de la Suceava, să ne uităm la cazul de la Târgu Neamț, să ne uităm la Pitești, să ne uităm la București, să ne uităm la Giurgiu, la Timișoara, doar cele care sunt în presă, care au fost mediatizate. Corupție. Corupție. Îmi cer scuze, poate este o oră prea matinală, dacă s-a ajuns la Giurgiu
ca pentru o partidă de sex să se dea un permis. Unde mai bună este observație acea... și asta. Bună observație. Unde mai este acea? Vă mulțumesc. Unde mai acea obiectiune? Obiectivitate. Că... Da. Scuze. Obiectivitate, am înțeles. Obiectivitate, să conducem încet. Mm-hmm. Mulțumesc mult. Mulțumim tare mult. Hai să vorbim și cu Cătălin. Bună dimineața. Salut, Cătălin. Bună dimineața. O să, ceea ce vă voi spune acum o să fie paradoxal. Eu ieri m-am întors din Italia. Am condus o mașină în sudul Italiei, la Napoli, la Bari. Vreau să vă spun că România se conduce absolut impecabil. Mă auziți? Da, 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 sigur. Se conduce absolut impecabil. Aici sunt 2, 3, 5, 10 bezmetici la 100, care nu respectă nicio regulă. E, în sudul Italiei, la Bari și la Napoli, este 100%. Acolo este o țară în care regula este că nu este nicio regulă. Am care de concediu de vreo 30 și ceva de ani. Am condus în multe țări din Europa, dar ca acolo n-am condus nicăieri. Deci acolo trebuie să fie extrem de atent. Se bagă în intersecții, se bagă... Ești pe drum cu prioritate? N-are importanță că ai prioritate. E unul care se bagă în fața ta. Fie că e biciclist, fie că e motociclist, fie că e pieton, fie că e mașină. Într-adevăr, la noi aici, regula este că, neavând niciun fel de formă de supraveghere, fiecare face ce vrea. Însă se mai respectă câte ceva. E, acolo nu se respectă nimic. Mulțumim! Sigur că sunt câteva locuri pe planetă cunoscute pentru dezmățul ăsta din trafic. Napoli e unul dintre ele, Istanbulul, unde se circulă haotic, Cairo. Și București. Da. În mod special. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoanele din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.